gracias. Întotdeauna m-am simțit diferită și față de ceilalți copii de vârsta mea și față de alte persoane, prin stilul meu, prin aspectul meu, prin mentalitatea mea. Cu trecerea anilor am aflat că se numește stil gotic, am aflat de subcultura aceasta, de reprezentanți. Noi ne machiem într-un anume fel, ne îmbrăcăm într-un anume fel, pentru că așa ne place, așa ne simțim noi înșine, cel puțin. Eu am încercat la un moment dat, când părinții nu înțelegeau lucrul ăsta, să fiu ca ceilalți copii. Ei spuneau că sunt mai drăguță. Nu mi se părea, nu mă simțeam bine, nu mă simțeam eu însă. Mă simțeam altă persoană și aproape că nu mai voiam să ies din casă. E foarte ciudat când oamenii nu te înțeleg, când te percep altfel decât ești și încearcă să te schimbe, să fii așa cum ei vor să fii. Nu contează nici machiajul, nici nimic, absolut nimic. Ne-ai surprins, cel puțin pe mine m-ai surprins total. Nu mă așteptam să aud timbrul ăsta, nu mă așteptam să aud vocea asta. E limpede că toate lucrurile au o noimă, nimic nu e întâmplător. Cred că ți-ai găsit drumul fără dar și poate și n-ai alternativă. Maestre! Eu am interzis în teatrele unde se face operă pentru că habar n-am. Ca măcelar venit cu căruța la Pitești să vând niște pepeni, am auzit din afara operei de departe ceva frumos. Andreea, cred că mergi din plin bucuria asta să te întorci acasă cu 4 de da. Vă mulțumesc frumos! Iar noi... Să așteptăm. Mulțumesc. Să te revedem într-o etapă viitoare. Mulțumesc frumos!